Păi, în primul rând, noi, ca și ofertă educațională, nu puteam spune că avem o ofertă educațională, ci mai degrabă ne ocupăm de partea de libera studenților. Le oferim programe de teatru, le oferim programe de sprijinirea lor în dezvoltarea personală pentru tot ceea ce înseamnă abilități artistice. În același timp, Casa de Cultură a Studenților, împreună cu tradiționalii parteneri din Universitatea din Craiova, Primăria din Craiova, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, organizează în zilele acestea cea de-a doua ediție a proiectului Studenții noștri pot mai mult. Sprijinim organizațiile studențești, sprijinim facultățile în promovarea activităților pe care le desfășoară atât în timpul orelor de curs și de laborator, cât și în timpul lor liber prin intermediul organizațiilor studențești. Mulțumesc foarte mult! Numele și